totul. De curând am luat hotărârea să deschidem un cabinet muzical și pentru asta am hotărât să vină șeful de la televiziunea locală să ne filmeze, să inaugurăm acest cabinet. Am și eu mari emoții și, ca să nu fiu singur, mi-am luat un partener, un asociat, pe doctorul Retezatu. Cânti, doctorul Retezatu, e... Trăiți, domnul! Salut, Retezatule! El este... Măi, fii atent, trebuie să vină șeful de la televiziune să inaugurăm cabinetul, da, inaugurăm cabinetul muzical și trebuie să-l privim, să-l, pardon, să-l primim, mă, uite că am emoții din cauza emoțiilor, chiar ne, chiar ne concentrează-ne, așa, așa. Trebuie să-l primim și noi cum se cuvine, să-l omenim, să-i oferim câte ceva, nu? Șeful de la televiziune, eu îl lucrez și să-l omenim, nu? Da, să-l omenim, să-l servim pe șeful cu ceva. Mă, cu ce să servim noi pe șeful? Ce să... Îi dăm, de mâncare ce să-i dăm? Mai dus de muncă? Îi dăm, mă, cum să nu-i dăm de mâncare? Îi dăm... ce să-i dăm mai de mâncare? Ai pregătit totul aici? Așa, farfuriile sunt gata. Băi, hai să-i dăm... Ce mai avem noi, mă, pe frigider? Nu e nimic. Dăm, mă, trebuie ce. Ia să-ți dau eu să te duci. Așteptați televizorul, nu? Da, mă, știi ce m-am gândit? Să iei... ce să iei, mă? Hai să iei, eu îl traceam ăsta, pulpe. Hai să ne luăm niște pulpe. Da. Uite cu ea niște pulpe. Și le-ați dăm acția. Ia, ia-i, mă. Du-te și ia niște pulpe și gata, îi dăm pulpe. Ce să fac? Gata, asta, dacă nu... Hai, du-te repede că să nu vină, măi. Pulpe, nu? Da, mă, pulpe, mă. Hai repede, ai înțeles, da? Să nu-i pulpe, mă, așa. Da, mă, da, pulpe, pulpe. Haide, mă, grăbește-te, mă, că vine ăsta, mă. Dar ce să-i facem? Pulpe! Să înțelegeți, e o situație mai specială. Ăsta s-a născut în timpul cutremurului și da, e agitat, așa, nu știu ce să pun pe el. Așa, dragii mei, sper să ne descurcăm la urmă destul de bine. Ce fac? Băi, Retezatule, unde sunt mă pulpele? Mă, pulpele, pulpele alea, măi, de mâncare, mă, pe care... Știința pe el și... Da. Doctor Ciotu? Îmi pare bine. Doctor Ciotu? Bisturica! Bisturica, mâncare, bisturica! Trebuie să înțelege situația, așteptăm un șef la televiziune să inaugurăm cabinetul muzical. Hai că ați picat bine și voi. Dar bine, mă, și ce facem, mă? Ai cheltuit toți banii? Da, pe, da, și acum, ce mai luăm, mă, cu ce mai luăm pulpe? Am văzut asistentele la un fiu, la o înghețată, tot vreau să vin greșele ceva, nu, acum, și i-a rămas și rest. Ți-a rămas și rest? Da. Abandonic. Mă, și ce facem, mă? Bă, cotonește-te, măi, ce facem? Vine, vine șeful acum și noi n-avem ce să-i dăm de mâncare. Auzi? Păi, gândiți-vă, da, ce mai, bă, ia, ia uite-te, mă, ce mai am prin frigider, mă, poate că mai găsești ceva. E un frigider? Da. Frigider? Frigider? E frig. Măi, e frig în frigider, că e normal să fie frig, dar de mâncare ce e în frigider, măi?